Nu, că de-aia vorbim. Mă gândeam că e o chestiune cu șarte sau să zic așa. Bun, și ce facem? Se poate prin SMS. Doar prin SMS, da? Prin SMS, da? Se poate și prin Mobile Pay Wallet, da? În parteneriat cu Netopia. Și aceste opțiuni online. Hai să facem cu SMS-ul, că SMS, wallet-ul nu-l avem integrat în telefon. Pe ce rețea sunteți? Vodafone. Atunci e bine. Doar pe Vodafone și pe Orange avem acest serviciu disponibil. Pe Cosmote momentan este disponibil. Se Dar trimite... urmează, mă gândesc, ca să aveți acoperire va urma. Toate... Va urma, cu siguranță. Se trimite mesaj cu da. Caracterul Z1, cu textul Z1. Z1 nu contează, litere mici, mari, nu contează. Nu contează. Da? Z1 la numărul de telefon 7477. Poate și se trimite. Vă anunț că poate genera posturi. Da? Și am primit biletul pentru zona 1, a fost activat, valabil până la 13.01, 1.12.2016. Cost total 0,45 de euro plus TVA. Cod confirmare, ce fac cu codul de confirmare? Codul de confirmare este pentru controlor. În momentul care vine, când vine un domn controlor, are un astfel deci de telefon. Deci trebuie să păstrez mesajul ca da, să... Da, mesajul este obligatoriu de a păstra pentru a confirma faptul că azi, într-adevăr, ați achitat călătoria împreună cu el are un astfel de... Și asta vreau să vă trec, când vine controlorul, ce dispozitivare? Când vine controlorul, este un telefon, un smart, da. Cu un, o aplicație. Da. Și în momentul respectiv, dumneavoastră îi citiți codul. Haideți să citim codul. 66. 12. 29. Atât. Care codul. Confirmat. Confirmat. A fost deja 0,45 euro. Ne spune exact când l-ați cumpărat, valabil până la... Perfect. Cealaltă iată cum s-a simplificat... Da. Va subția la formoneul electronic, cum ar veni, cu 45 de cenți. Păi, cealaltă metodă este printr-o aplicație furnizată către Netopia. De tip deci, wallet, că știu aplicație. Mobile Pay Wallet. Da. Așa. Prin care automat trebuie configurat un card de credit acolo. Da, wallet-ul are inclus, de asta spunem, un card de credit. Un card de credit asociat wallet-ului respectiv. Da. Astfel încât să nu mai fie nevoie să scoatem corect, cardul de credit corect, și să corect. Ne introducem numărul și... Aici aveți opțiuni de transport și au serviciul acesta furnizat pe mai multe localități, printre care pe trupa special Bahia. Da. Sfânta Ecaterina. Așa. În momentul respectiv, eu vreau să cumpăr un, bilet cu plată integrală. Și îmi spune că... Poți să plătesc cu siguranță, în momentul respectiv. S-a făcut tranzacția și se poate verifica. Deci iată că avem două soluții inteligente prin care ne putem cumpăra biletul. Dar mai avem și varianta clasică, la chioșcă, în stație. Pe suport de sau abonament tip card. Tip sau card, abonamente, da. Da. Cu puncte, fie puncte, fie abonament, fie dual. În momentul în care vin eu cu dumneavoastră ca și prieten, eu am abonamentul clasic, dar am și pe el încărcate și puncte. În momentul în care... Și le puteți transfera unei terțe persoane care... Pot să-l validez de două ori, o dată mi-am ia abonamentul ca și fiind valid și o dată mai îmi ia 25 de puncte contra valoarea unei călătorii obișnuite și aveam primit un bilet gratis. Iată ce drăguț! E un pas pe normalitate, cum ziceam mai.